Astăzi vom discuta despre relațiile lui Viet și reciproca teoremei lui Viet. Înainte să mergem și să observăm care sunt aceste relații, haideți să re-rezolvăm o ecuație de gradul 2. Ecuația va fi ceva simplu, x pătrat minus 3x plus 2 egal cu 0. Da? Cum țineți minte din lecția trecută, vom calcula discriminantul, care este minus b pătrat minus 4ac. Da? De aici va fi egal cu 9 minus 8 egal cu 1 și apoi x1 egal cu minus b, deci minus 3, deci 3 plus radical din 1, 1 supra lui 2a. Da? Și acesta va fi 3 plus 1 e 4, împărțit la 2, 2. Iar x2 va fi de forma 3 minus radical din 1 supra 2 mulți cu 1, deci va fi 1. Soluțiile noastre la momentul dat sunt 2 și 1. Ce observăm noi e că dacă înmulțim x1 cu x2, vom obține 2 înmulțit cu 1, obținem 2, care este egal cu c. Și dacă adunăm x1 plus x2, vom obține 2 plus 1, 3, care e egal cu minus b. Da? Aceste relații încearcă să ne spună ceva. Da? Sunt niște observații destul de simple, dar unicul lucru care îl avem aici e că a este egal cu 1. Deci, haideți să rezolvăm o altă ecuație în care a este diferit de 1 pentru a evidenția aceste relații ale lui Viet. Da? Și luăm ecuația următoare, care va fi 2x pătrat minus 7x plus 3 egal cu 0. Discriminantul va fi minus 7 la pătrat minus 4 mulțit cu 2 mulțit cu 3. Va fi 49 minus 4 ori 2, 8 ori 3, 24, deci 25. Deci x1 va fi minus b, minus minus 7, 7, plus radical din 25, pe 2 înmulțit cu 2, da? Pentru că a egal cu 2. 7 plus 5 e 12, împărțit la 4 este egal cu 3. Și x1 va fi 7 minus radical din 25 pe 2 mulțit cu 2. 7 minus 5 e 2, împărțit la 4, fi o doime. Da? În cazul dat, dacă reîncercăm să observăm relațiile anterioare, x1 mulțit cu x2 va fi 3 mulțit cu o doime, va fi 3 pe 2 sau c pe a. Iar x1 plus x2 va fi 3 plus o doime. 3 este egal cu 6 pe 2, deci vom avea 6 plus 1 pe 2, deci 7 pe 2, ceea ce e minus c pe a. Da? Deci, observăm aceste relații, că x1 plus x2 egal cu minus c, scuze, minus b pe a. Iar x1 mulțit cu x2 este egal cu c pe a. Acestea se numesc relațiile lui Viet. În cazul unei ecuații de gradul 2, forma completă de bază cu o singură necunoscută. Haideți să încercăm să demonstrăm aceste egalități, aceste relații, care sunt destul de simple. Deci, ce cunoaștem noi? Cunoaștem că x1
este egal cu minus b plus radical din b pătrat minus 4ac pe 2a și x2 este minus b minus radical din b pătrat minus 4ac totul pe 2a. Da? Deci luăm x1 plus x2. Haideți să le adunăm. Factorul comun, numitorul comun va fi 2a minus, haideți să le scriem mai simplu, b pătrat minus 4ac și plus, plus cu minus face minus, plus cu minus face minus, b pătrat minus 4ac. Ce observăm de aici? Că aceste două părți se simplifică, adică plus cu minus se elimină și obținem minus 2b pe 2a. Da? Deci obținem ceea ce am presupus de la început, minus b pe a. Da? Una din relațiile lui Wirth. Iar următoarea va fi x1 înmulțit cu x2. Aici va fi un pic mai dificil. Minus b plus și înmulțim cu x2, care e minus b minus b pătrat minus 4ac. Și tot aceasta pe, pentru că mulțim, deci va fi pe 4a pătrat. Mai departe. Mulțim termen cu termen, da? Minus b mulțit cu minus b, b pătrat. Minus b mulțit cu... A, dar ce cunoaștem noi? Observăm că avem aici ceva de formă a minus b mulțit cu a plus b. Ceea ce cunoaștem noi că e a pătrat minus b pătrat. Da? În cazul în care a aici este acest minus b și b este radical de b pătrat minus 4ac. Da? Deci vom obține minus b, b pătrat, deci minus b totul la pătrat, minus acest la pătrat, care e b pătrat minus 4ac. Totul pe 4a pătrat. Dacă deschidem parantezele, vom obține b minus b pătrat simplifică, minus cu minus face plus, deci vom avea 4ac pe 4a pătrat. Deci obținem c pe a. Și iată, am obținut și cea de a doua relație a lui Wirth. Ceea ce trebuia demonstrat. Un exercițiu simplu pentru aplicarea relațiilor lui Wirth ar putea fi x pătrat minus 11x plus 24 egal cu 0. Și pentru că aceste numere, dacă încercăm să rezolvăm coșturul discriminantului, va fi destul de greu și putem să ne încurcăm, încercăm să utilizăm relațiile lui Wirth, care sunt că x1 mulțit cu x2 trebuie să fie 24 și x1 plus x2 trebuie să fie egal cu minus minus 11, deci 11. Și de aici observăm că avem dacă 3 mulțit cu 8, 84, 3 plus 8 egal cu 11. Deci observăm rapid că x1 egal cu 3 și x2 egal cu soluțiile vor fi 3 și 8. Foarte simplu și eficient. Am spus la începutul lecției că voi demonstra, vă vom vorbi despre reciproca teoremei lui Wirth, care este următoarea, că dacă x1 înmulțit cu, dacă avem x1 și x2, astfel încât x1 înmulțit cu x2 este egal cu c pe a și x1 plus
x2 egal cu minus b pe a, atunci x1 și x2 rezultă că x1 și x2 sunt soluțiile ecuației a înmulțit cu x pătrat plus bx plus c egal cu 0. Această teoremă își are aplicabilitățile sale, însă noi nu le vom analiza de această dată. Ceea ce vă rog ca la sfârșitul oricărui video să rezolvați exercițiile care vă sunt puse la dispoziție și vă aștept pentru următorul video în care vom vorbi un pic mai mult și mai detaliat despre ecuațiile de gradul 2 cu o singură necunoscută. Arevedere!